Bună ziua, dragii mei prieteni, sunt Bogdan Curta și vreau să vă spun că mă ocup de aranjarea profesională a sintetizatoarelor și arrangerelor Workstation Yamaha din seria Tyros, seria PSR, PSRS și așa mai departe, de la Tyros 1, Tyros 5, nu contează, toate astea se fac așa cum trebuie, în cele mai bune condiții. Vreau să vă spun că sunt de profesie muzician, sunt cercetător în Centrul de Cercetare Muzicală Pompidou din Paris. Nu este vorba despre un proiect de weekend, nu este vorba despre felul ăsta de aranja, hai că am găsit eu un set pe undeva, mai am eu niște samplere, nu. Totul se face cu niște programe speciale, mixere speciale, masterizările se fac la Paris și Varșovia, masterizările samplerelor, la asta mă refer. Ce conțin aranjamentele astea, seturile astea? Muzică populară din toate zonele folclorice ale țării, muzică ușoară, ciardașuri, samplere, bineînțeles, aranjarea ritmurilor pe samplere, foarte important, multipeduri, iarăși foarte important, speciale pentru muzică populară, speciale pentru ritmuri, conversii de ritmuri, inclusiv din pack-urile oficiale și rearanjări, remodelări ale acestor ritmuri, dar desigur mereu veți găsi și style-ul original în cea mai bună formă posibilă adaptat pentru clapa respectivă. Bineînțeles, samplerele sunt foarte importante. Lucrăm cu samplere bine masterizate, masterizările se fac, da, samplerele se masterizează, samplerele se lucrează în programe speciale, cu mixere și echipamente speciale. Asta nu se face acasă pe calculator. Noi lucrăm în studiourile din Paris, în studiourile din Varșovia, pentru a avea un sunet într-adevăr de fabrică, un sunet Yamaha. Mai bun, de fapt, decât sunetul de fabrică, pentru că cei de la Yamaha nu simt românește. Sunt și ritmuri de muzică ușoară, tipice muzici ușoare românești, muzică sârbească, ciardaș, muzică balcanică, tot ceea ce vă doriți. Ce diferență este între a aranja o clapă, a aranja o orgă și a instala un set? Bineînțeles, se pornește de la un set, de obicei, dar fiecare dintre voi aveți dorințele, cerințele, preferințele voastre, da? Vreți o orgă cu o grămadă de ritmuri dintr-un anumit gen, dintr-o anumită zonă folclorică a țării, sau vreți ritmuri de ciardaș, sau vreți samplere foarte exotice, de care probabil nu a auzit nimeni, sau se găsesc foarte greu, sau nu se găsesc așa cum ar trebui, nu sunt așa cum ar trebui să fie. Și atunci eu, pe lângă seturile de bază, pe care tot eu le fac, vă aranjez orga corespunzător dorințelor și preferințelor voastre. Nimic nu se compară cu o orgă aranjată special și personal pentru tine, pentru că instrumentul tău este unic. Nu poți să faci să sune toate instrumentele la fel. Vedeți cum sunt aerosurile astea, vin din fabrică, toate sunt la fel. În momentul în care tu te așezi, începi să-ți faci reglajele, totul, dai instrumentului personalitate. Vă spun cu sinceritate și cu tot profesionalismul că aranjamentul este mult mai important, mult mai valoros decât valoarea instrumentului. Poți avea un instrument ieftin pe care să-l aranjezi bine și să sune excepțional, chiar dacă nu are samplere. Îl aranjezi, modifici tonuri, ai editor de tonuri, te descurci, faci o bijuterie din el. Sau poți să ai un instrument foarte scump, cel mai scump de pe piață, și să nu reușești să realizezi cu el absolut nimic, să sune jalnic, să poți folosi doar ritmurile cu care el vine din fabrică pentru muzică ușoară. De aceea, după părerea mea, marea investiție și marea tendință, și este firesc să fie așa, oamenii încep să-și dea seama că trebuie să investești în aranjament. Ăsta este mai important decât instrumentul.
Sunt Bogdan Curta și vă doresc numai bine, multe cântări, să faceți muzică bună, din suflet pentru suflet. Puteți să mă sunați pentru seturi, pentru ritmuri, pentru samplere și pentru aranjat instrumente, bineînțeles, la numărul de telefon afișat. Vă invit să vizitați site-ul meu www.muzicasipoezie.ro, repet, www.muzicasipoezie.ro. Să auzim numai de bine, sănătate și Doamne ajută!